Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela, cu etalarea pentru cei născuți în semnul Fecioarei, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Fecioară, pentru august 2019. O etalare altfel decât cele cu care v-ați obișnuit până acum. Am spus că începem o serie inspirată din spiritul animalelor. Am început etalarea pentru voi, dar am fost întreruptă, așa că o să pierdeți începutul. Ce înseamnă începutul? Amestecatul cărților, dar sper că mă luați pe cuvânt când vă voi arăta ce ați primit. Ați primit pentru luna august proasca care în spate are ascunsă, de fapt, o pisică de mare. Amândouă reprezintă semnul alchimic al apei. Însă să nu vă speriați, în tradiția noastră, broasca, într-adevăr, este văzută într-un fel oarecum negativ, dar nu este chiar așa. La nivelul altor popoare și altor culturi, broasca are un simbol foarte frumos, unii chiar o văd ca reprezentând un moment de noroc. Dar nu doar. E interesant. E interesant ce simt și ce văd. Clasic, în cartea care vine odată cu cărțile de tarot, ni se aduce aminte. Bine, evident că suntem susținuți să ne urmăm intuiția de fiecare dată când citim. Dar, afară de asta, se dau câteva indicații și unele dintre acestea ar fi că broasca reprezintă, ca și animal, acea perioadă în care ne îndepărtăm oarecum de natura noastră. Să spun mai exact. Se spune că broasca, prima parte a vieții, până se maturizează, stă în apă. Acolo se hrănește, acolo crește, în emoțiile sale. Și apoi când se maturizează, puc, țup, sare pe pământ și își continuă activitatea mult timp acolo. Însă, periodic, broasca are nevoie de apă, are nevoie să se întoarcă oarecum la matcă, la acel stil de viață sau, mai bine zis, la conectarea la emoțiile sale. Acel stil de viață care îi curăță emoțiile și o ajută să se elibereze de ce a acumulat în parcursul ei pe pământ. Broasca ce face? Sare. Țup, țup, țup. Dintr-un proiect în altul, dintr-o persoană în alta sau dintr-o situație în alta, da? Are un mes special care o face oarecum faimoasă. Ideea este că simt că acest parcurs o face să sară peste anumite lucruri în etapa ei, în creșterea ei sau în maturizarea ei. Și din acest motiv este chemată periodic să se curețe. Interesant este că în spate mai este o carte, așa au venit, amândouă lipite. Cu siguranță că este un mesaj aici. Un alt semn de apă. Da? Semnul alchimic al apei. Aveți pisica de mare. Pisica de mare, care reprezintă o forță. Care reprezintă o forță. Posibil unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană în semnul apă, în semn de apă, pești, rac sau scorpion, care vă poate ajuta în acest proces de transformare și de curățare energetică emoțională, într-un fel sau altul. Sunt mai multe variante, dar eu simt că orice situație, chiar dacă uneori pare negativă, dureroasă sau deranjantă, vine ca o lecție, da? Și atunci lecția vine să ne ajute. Ideea este că ori observând această persoană, învățați să vă curățați chakrele și să vă ridicați deasupra instinctelor, da? Pământene, prima chakră, da? Muladhara. Și să treceți prin toate celelalte, de fiecare dată când vă întoarceți în mediul vostru emoțional. Interesant, cred că este o poziție între fecioară și pești. Poate, nu neapărat că aveți de-a face toți cu o persoană în semnul peștilor, dar sigur, posibil aveți de-a face mulți cu o persoană în semn de apă, dar
E conectarea între persoana întâia, casa întâi și casa șapta a parteneriatului. Acolo unde aveți nevoie de emoții. Dacă în celelalte lucruri vă puteți detașa de emoții și puteți să fiți pământeni, da, ca broască, aveți nevoie periodic să vă întoarceți într-o relație care vă hrănește emoțional și vă ajută să vă conectați la ce am zis, la chakre. Și în primul rând, nu doar să vă conectați la prima chakră, Muladhara, care vă creează stabilitate. Da? Și este baza pentru o sexualitate sănătoasă, pentru o creativitate ieșită din comun, pentru eu știu ce alte lucruri, da? Ideea este că trebuie să treceți prin toate celelalte chakre ca să ajungeți unde? La final, la ultima. Și în carte se spune că odată ce apare Pisica de Mare, această carte reprezintă un moment foarte important în viața voastră în care voi sunteți chemați să renunțați la ce este confortabil, ce este familiar, la lucrurile cu care v-ați obișnuit și să încercați lucruri pe care nu le-ați mai încercat. Proiecte, situații. Poate să însemne foarte mult să vă mutați și cu casa, dacă am zis că broasca se întoarce la matcă, să vă schimbați locația sau să schimbați prietenii din jurul vostru care v-au influențat până acum și acum să schimbați cu un alt cerc de prieteni. Poate să fie această persoană care într-un fel sau altul vă inspiră. Dar uneori, posibil că această persoană să aibă un fel de a comunica care vă deranjează. Interesant că pisica de mare nu este foarte blândă și totuși deține foarte multă cunoaștere și foarte multă culoare. S-ar putea să fie și o persoană creativă. Este, după cum vedeți, are curcubeul curge prin ea, de ca și când se conectează la toate culorile, la toate chakrele. Sper că înțelegeți ce spun. Nu este tarotul clasic. Că e personaj, că e proiect, că e situație provocatoare. Sunteți chemați să adoptați sau să îmbrățișați acest necunoscut, această situație atipică, pentru că ce? Interesant. Pentru că vă dă șansa la transformare. Și ca să-mi susțin această idee, vă mai arăt încă o carte foarte importantă. La capătul acestui set de cărți aveți Oul Cosmic. Ce poate fi mai fantastic, mai fabulos decât să aveți Oul Cosmic? Și în spate văd că este și un șarpe care ce face? Încheiați un ciclu de șabloane, da? Sunt șabloane. Aveți multe, multe cărți care sugerează transformare. Dacă vreți să vezi să vă le arăt, dar nu o să vorbesc despre toate. Când va veni momentul potrivit, da? Aveți șarpele. Aveți oul negru, iarăși simbolul alchimic al eterului, al spiritului. Aveți corbul, simbolul aerului, aveți iar simbolul focului, tigrul, care în anumite cărți, în tarot, este similar marii preotese. Aveți cărți foarte puternice, care vă îndeamnă către transformare urgentă, radicală. Urgent? Bine, poate exagerat cuvântul, dar sunteți chemați să îndrăzniți să intrați pe căi nebătătorite de voi, până acum. Pentru că în momentul în care faceți această transformare, după cum vedeți, abundența începe să curgă. Interesant că este în această carte simbolul apei, este un triunghi auriu, alb, galben. Eu simt că este o transformare benefică. Să nu uităm povestea cu prințul fermecat. Poate că este cineva, o persoană în viața voastră care vă ajută să vă transformați prin ce? Prin emoții. Ce înseamnă emoții? Dragoste. Într-un prinț, prințesă. Sau poate ei se vor transforma în relația cu voi, în prințesa, prințul, despre care poate nici nu știu că există în ei înșiși sau de care s-au, eu știu, deconectat. E o poveste foarte frumoasă. Prințul fermecat, care a fost ce? A fost blestemat să aibă o viață să arate ca o broască, da? Să aibă o viață mai mult decât comună, da?
Dar în spate ce era? Era un spirit nobil. Cred că această persoană, semn de apă sau proiect sau situație sau pur și simplu mesaje, da? Vă ajută să vă transformați și să nu uităm că, am zis, creșteți, trebuie să vă curățați chakrele și să vă ridicați de la prima chakră și prima și, și a doua, stabilitatea financiară și sexualitatea, să vă ridicați până la ultima, până la Sahasrara. Și confirm chestia asta prin această carte care reprezintă, de fapt, conectarea. Chemarea să vă conectați la ultima chakră. Pentru că în momentul în care vă curățați această chakră, începeți să primiți ce? Transformarea, ploaia de abundență de care aveți nevoie, de care unii v-ați îndepărtat. Da! Am auzit o salvare. Doamne, ajută pe cei care au nevoie de ajutorul tău. Cred că este o nevoie urgentă de transformare. Transformare. Se vede și acest șarpe cum este spiralat în jurul unui ou. E interesant cum, dintre toate ouăle care sunt în setul de cărți ce reprezintă eterul, dintre toate ouăle, acesta e cel mai colorat. E interesant cum s-ar putea... Pentru foarte puțini dintre voi să aveți o relație cu cineva în semn de apă, o relație fertilă, fructuoasă. Că este copil, că este proiect, că reușiți să generați ceva foarte frumos. Interesant, cu aceleași culori le regăsim și într-un ou. Și ou ce înseamnă? Înseamnă, printre foarte multe, fertilitate. Repet. Dacă nu-i persoană, este un proiect. Poate să fie pur și simplu o carte care vă inspiră. Dar eu, o carte care vă emoționează, că avem de-a face cu apă, da? Vă emoționează și vă inspiră, da? Am zis triunghiul galben. Galben reprezintă ce? Aurul. Valoarea. Cu alte cuvinte, broasca. Dacă ați vedea-o doar așa, e banală. Dar, dacă îi vedeți și simbolul, vă dați seama că are valoare, valoare în aur, dar probabil că nu-i conștientă. Ori voi nu sunteți conștienți de valoarea voastră, ori persoana cu care aveți de-a face acest semn de apă, s-ar putea să nu fie conștienți de valoarea lor adevărată, spirituală. Și într-un fel sau altul, unul sau celălalt, vă ajutați în această transformare, dar eu cred că ține mai mult de, așa simt eu, transformarea voastră. Pentru că trebuie să lăsați ce în spate? Un ciclu de șabloane. Ciclu, cerc, da? De șabloane este simbolul pământului. Banul al aerului. Un ciclu de șabloane, șabloane mentale și aveți iar... Ceva trebuie să lăsați în urmă, ceva, poate un proiect mai de o vibrație mai joasă. De o vibrație mai joasă. Aici este, nu, am zis bine, am zis pământ și aer. Aici este simbolul aerului. Și aici al pământului. Probabil că mulți dintre voi ce aveți în spatele tigrului, aveți dragonul. Unii dintre voi trebuie să lăsați o persoană negativă. Negativă. Multe cărți negre, da? Un stil de viață negativ. Niște șabloane. Le lăsați în spate și vă ridicați deasupra lor prin acest contact. Ori cu această persoană, ori cu emoțiile voastre. Sunteți chemați, ce face broasca? Broasca are nevoie de apă, am zis. Sunteți chemați să vă duceți mai aproape de o apă, de un râu, de un lac, de o mare, de orice, să stați acolo. Că-i vacanță, că stați și meditați, că vă plimbați doar 2 ore. Cum simt și eu nevoia să mă duc la mare. 2 ore să mă plimb prin pe malul mare. Atât, că nu am nevoie de aglomerație. Faceți ceva la malul unei ape și să vedeți cum începe să simțiți această curățare energetică, emoțională de care aveți nevoie.
Dacă mă repet, asta e. Am spus, comunicarea cu această persoană s-ar putea uneori să fie deranjantă, să vă deranjeze anumite adevăruri pe care vi le spune. Pentru că asta face, electrizează, da, pisica de mare. Sau, în aparență, persoana să pară mai distantă, mai dură, dar în esență să fie, după cum vedeți, conectată și să vă ajute să vă conectați și voi la toate chakrele și să le curățați. Deci eu zic că aveți cărți frumoase, foarte frumoase. Broasca, pisica de mare și oul cosmic. Oul cosmic care ce face? Naște copilul cosmic. Probabil trebuie să vă pregătiți pentru această naștere. Că ea voastră, prin cineva, pentru unii dintre voi vă poate aduce la un moment dat, am zis, mă repet, dacă relaționați mult cu această persoană, puteți să aveți parte chiar de un copil, într-o formă sau alta. Mai devreme sau mai târziu. Copilul poate să fie și un proiect, dar este de bine. Este de bine. Cam aceasta ar fi etalarea pentru Fecioară, pentru august 2019. Sper că am fost coerentă și sunt curioasă cum rezonați cu genul ăsta de etalări, care ies din tipare, ies din tipare. Vă mulțumesc pentru răbdare, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, vă pup!